Educație personalizată în era inteligenței artificiale sau cum arată clasa viitorului. Mai întâi aș vrea să vă fac cunoștință cu niște copii de clasa a doua care fac peste 800 de calcule matematice pe zi și fac asta cu ajutorul unei aplicații ce folosește inteligența artificială pentru a-i ajuta să-și rezolve singuri dificultățile pe care le au la calcule și gamification of learning pentru a-i motiva să facă asta în fiecare zi. Le tot trimite mesaje, ești în primii 50% din țara ta, ești în primii 20% din școala ta. Și clasamentul se schimbă zilnic pentru că alți copii își rezolvă dificultăți și reușesc să evolueze, să-și dezvolte anumite abilități. Trăim într-un moment în care schimbările produse de tehnologie se întâmplă cu o viteză fantastică. Iar asta transformă realitățile noastre, aduce niște beneficii extraordinare și aduce și niște provocări, pe care însă le putem atenua sau chiar preveni cu ajutorul educației. Cuvântul cheie al momentului este inteligența artificială. Și ce se spune despre inteligența artificială este că e cea mai mare dezvoltare a speciei umane comparabilă cu descoperirea electricității. Experiența mea personală cu inteligența artificială a schimbat modul în care lucrăm la birou, modul în care comunicăm, modul în care ne organizăm, ne sintetizăm ideile, inclusiv ideile pentru acest discurs. Pe de altă parte, am observat că este din ce în ce mai greu să identificăm ce este real și ce este fals, datorită avansului fascinant al tehnologiilor precum deepfake sau a posibilității modificărilor imaginilor, așa cum și eu folosesc astăzi în slide-urile mele. Așa cum pandemia a surprins lumea, a surprins sistemul de educație, inteligența artificială face același lucru cu un sistem de educație îmbătrânit și reticent la schimbare. Sunt profesori care deja au îmbrățișat tehnologia și reușesc să aducă la clasă acele schimbări, economisesc timp, beneficiază de o flexibilitate pe care sistemul tradițional nu o poate oferi. Există și obstacole pentru unii profesori care încă nu sunt pregătiți să adopte tehnologia, care se schimbă cu greu și asta într-o lume în care există o criză de profesori. Există un lips la catedră de profesori. Cea mai acută criză pe care am resimțit-o eu e de profesori care să îi învețe pe copii tehnologie, să-i pregătească pentru o lume ce va fi îmbrățișată de tehnologie. Așa că ajutorul vine, în cazul nostru, în forma unui coding assistant pe care îl testăm cu succes și care sper eu să învețe și mai mulți copii să învețe programare. La fel, nu avem psihologi în școală, îi lipsesc consilieri, sunt copii care au nevoie să vorbească cu cineva, să discute cu cineva și acei oameni nu sunt acolo lângă ei. Sunt copii care, din cauza faptului că nu au avut ocazia să discute cu un părinte sau cu un profesor, sunt acum puși în fața unor drame. Sunt acele situații și v-aș invita să testați dacă aveți ocazia, dacă ați încercat până acum orice inteligență artificială. În cadrul unui live am rugat un profesor să întrebe un chatbot o anumită situație. Vine un copil la mine și îmi spune că l-a necăjit colegul lui. Cum ai răspunde? În doar câteva secunde, profesorul a fost impresionat de cât de multe resurse, ce abordare simplă, pe care sunt convins că ar fi găsit-o și profesorul, însă i-ar fi luat mult mai mult timp. Inteligența artificială poate să transforme acel profesor, cu ajutorul acestei mici tehnologii, într-un adult de încredere care poate să fie alături de copii atunci când ei au nevoie. Trăim într-o lume în care există o competiție pentru atenția elevilor, pentru atenția fiecăruia dintre noi, dacă ne uităm la ce se întâmplă zilnic în viețile noastre. Așa că atunci când eu mă gândesc la școala viitorului, mi-o imaginez ca pe un mediu vibrant, unde profesorii se pregătesc ca și cum s-ar pregăti pentru un spectacol ce are în centrul experienței de educație elevul. Profesorii, creatori de conținut, utilizează tehnologia pentru a crea experiențe de învățare imersive. Clasa viitorului ar fi un hub digital, dotat cu resurse precum laptopuri, tablete, ochelari VR, imprimante 3D, un studio video și podcast care ar permite elevilor să-și îndeplinească și să exploreze toate proiectele proprii sub mentoratul profesorilor. Și cum s-ar întâmpla asta? Ei bine, Toate lecțiile ar fi în format digital și tu ca elev le poți accesa ori de câte ori ai nevoie. Poți să revii asupra lor ori de câte ori ai nevoie și odată pasionat de un subiect îl poți epuiza pentru că ai la dispoziție toate perspectivele de care ai nevoie ca tu să epuizezi acel subiect. Vii la școală pentru mentorat și proiecte, vii la școală pentru a discuta cu profesorul progresul tău, pentru a primi provocări și proiecte comune în echipă alături de alți colegi. Vii la școală pentru a cunoaște oameni care lucrează în domeniul ce te pasionează, pentru că știind ce elevi are în clasă, profesorul poate să invite la școală exact acei oameni care lucrează în domeniul care te pasionează, care respiră acel domeniu în care tu ți-ai dori să activezi. Această abordare în clasa viitorului combină învățarea individuală personalizată cu predarea tradițională, dar și cu proiecte practice, pregătindu-i pe elevi pentru o lume în continuă schimbare. Bineînțeles că există și acele abilități de care am tot auzit și pe care elevii și le doresc, educație financiară, educație pentru sănătate, siguranță online, educație rutieră, însă toate acestea pot fi ajutate de inteligența artificială, pot fi trecute fără sprijinul neapărat al unui profesor la un examen. Inteligența artificială revoluționează educația, pentru că vine cu această învățare personalizată, adaptată ritmului și nevoilor fiecărui copil. Și aici reamintesc exemplul cu elevii care fac peste 800 de calcule matematice pe zi, ajutați de o aplicație care știe exact unde are nevoie de ajutor fiecare dintre acei copii. Spre deosebire de profesori, inteligența artificială este neobosită în a găsi idei și a fi alături de copil atunci când acesta are nevoie. Și nu înseamnă că va înlocui profesorul, însă îi va oferi atât de multe resurse, atât de multe perspective, atâta energie, încât va fi ajutat să mențină atenția copiilor. Deși, acolo unde e o lipsă de profesori, un profesor care folosește inteligența artificială s-ar putea să fie singura soluție pentru egalitate de șanse. Ca în orice evoluție, există și niște riscuri și ele pleacă de la modul în care ne raportăm la noile tehnologii. Cel mai mare risc este incapacitatea noastră de a distinge ce este real și ce este fals. Și ca profesori și ca elevi s-ar putea la un moment dat să primim un răspuns și să nu putem să-l validăm, să nu știm dacă este real sau este fals. Așa că avem două opțiuni. Îmbrățișăm viitorul și ne educăm sau îl respingem și ne lăsăm manipulați. Școala viitorului este mai aproape decât credem și este mai ușor de implementat decât am crede. Și dacă nu o să o vedem foarte repede în mediul public, cu siguranță vom vedea foarte repede împinsă de către elevi în mediul privat. Viziunea mea este ca școlile să adopte tehnologia și să exploreze soluții care permit copiilor să învețe mai rapid, creativ și multidisciplinar. Haideți să îmbrățișăm această intersecție între tehnologie și educație pentru a crea un viitor în care educația este mai accesibilă, angajantă și adaptată nevoilor fiecărui elev. Și aș vrea să închei într-o notă amuzantă. Pentru cine știe deja această glumă din mediul privat, se pune problema, bine, îi pregătim pe profesori, îi pregătim pe elevi și ei pleacă. Și atunci ce ne facem? Eu cred că întrebarea care se pune, dar dacă nu îi pregătim și rămân, atunci ce ne facem? Mulțumesc!